Să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 8 și citim de la versetul 1
până la versetul 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 1, pagina 1036 în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și îi învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiții mei, pasajul acesta ne descrie ceea ce se întâmplă atunci când cărturarii și farisei au venit în templu, acolo unde era Domnul Iisus Hristos, și pentru că încercau să-L ispitească, să-L prindă cu vorba, i-au adus o femeie păcătoasă. Nu numai o femeie păcătoasă, dar o femeie care și-a înșelat familia. O femeie prinsă în păcatul adulterului. Și Biblia surprinde momentul acesta foarte plastic, foarte grafic și spune a fost prinsă chiar când săvârșea acest păcat. Ea a fost prinsă într-un păcat foarte grav în toate vremurile, pentru că în toate vremurile adulterul, curvia, stricăciunea, desfrâul, a avut conotații negative. A dus la distrugerea societății și a instituțiilor ei și, în mod deosebit, a familiei. Aș vrea să stabilez de la început că acești cărturari și farisei au fost mai mult interesați să-L surprindă și să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos pentru ca să-L poată acuza și să-L poată discredita, decât au fost interesați să rezolve o problemă morală în Israel. Dacă chiar doreau să rezolve o problemă morală în mijlocul lui Israel, așa după cum vedem mai târziu că toți au trebuit să iasă afară și să se declare păcătoși, fiecare trebuia să înceapă cu el. De foarte multe ori noi vorbim despre moralitate și despre nevoia de moralitate și despre neprihănire și despre sfințenie și despre ceea ce n-ar trebui sau n-ar mai trebui să facă alții. Și lucrul acesta este foarte bun. Cuvântul trebuie spus în adevărul, în esența lui, și el trebuie prezentat generic, dar atunci când este vorba să trecem la reforme, fiecare trebuie să înceapă cu viața lui. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să fim cu adevărat sfinți și neprihăniți. Să dăm la o parte tot ceea ce este rău și întinat în viețile noastre. Vă rog să observați provocarea adusă de cărturari și farisei împotriva Domnului Iisus Hristos. Mai întâi împotriva neprihănirii sale. Ei știau că Domnul Iisus Hristos a venit
pe platforma aceasta a neprihănirii sale, a desăvârșirii sale. Și chiar el i-a provocat pe ei și a spus: arătați-mă dacă ați găsit în mine nelegiuire sau păcat. Și acum ei încearcă, pentru că știau că Domnul Iisus Hristos are milă și dragoste de oamenii păcătoși, să îl surprindă într-o situație în care prin asociere să spună: dacă el ar fi neprihănit, ar disprețui, ar urâ această femeie, ar spune: dați-mi și mie o piatră, pentru că ar experimenta această stare de repulsie față de mizeria în care a fost prinsă această femeie. Iată, provocarea lor este un asalt împotriva neprihănirii Domnului Iisus Hristos, dacă ar fi neprihănit. Vă aduc aminte atunci când soborul a stat de vorbă cu orbul vindecat, este tot aici în Evanghelia după Ioan, i-au spus orbului: slăvește pe Dumnezeu, omul acesta este un păcătos. Dorința lor era să știrbească integritatea Domnului Iisus Hristos în fața maselor, pentru că oamenii îl vedeau că este neprihănit, că este desăvârșit în toate lucrurile, în comportamentul lui, în vorbirea lui. Și motivul pentru care îl pândeau să-l prindă cu vorba, să-l prindă într-o anumită circumstanță, într-o anumită instanță compromițătoare, era pentru a-l discredita în fața oamenilor. Și acum au găsit-o pe această femeie, nu că erau ei așa de deranjați de păcatul și de desfrâul și de întunericul spiritual în care se afla poporul lui Dumnezeu în vremea aceea. Pentru că dacă nu era așa, Domnul Iisus nu trebuia să vină să mântuiască oamenii de păcatele lor, ci ei doreau să-l compromită și să-l discrediteze pe Domnul. Iată un asalt împotriva neprihănirii sale, în al doilea rând împotriva iubirii sale. Pentru că atunci când au adus-o pe această femeie, i-au spus: l-am prins la colț, n-are ce să facă decât să rostească sentința, omorâți-o. Și atunci să-l vedem unde este iubirea lui. Unde este cuvântul pe care l-a rostit numai câteva capitole mai devreme, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Unde este iubirea lui? În al treilea rând, un asalt împotriva dreptății sale. Legea spune așa? O fi Dumnezeu plin de dragoste, dar Dumnezeu este și drept. Și dacă femeia aceasta a fost prinsă într-un asemenea păcat, oricât de mult ți-ar părea de rău pentru orice păcătos, pentru că și așa, într-o zi, Dumnezeu va arunca marea majoritate a omenirii, va ajunge în iad. Știați lucrul ăsta? Fraților, repet, marea majoritate a oamenilor, de ordinul zecilor de miliarde, care au trăit pe pământul acesta vreodată, și mai repet o dată, marea majoritate vor ajunge în iad. Tragic. Pentru că Dumnezeu e drept. E dragoste, dar e și drept. Și acum i-au spus: las că poate dragostea din el va învinge și va găsi o metodă să nu o condamne pe această femeie, să nu o osândească. Și atunci îi punem la îndoială, lăsăm dragostea deoparte, îi punem la îndoială dreptatea. Dacă e iubitor, nu e drept. Dacă e drept, nu este iubitor. Cu alte cuvinte, îl pun pe Domnul Iisus Hristos în fața unui conflict interior. Aveau ei impresia că Dumnezeu nu are cum să rezolve această dilemă între dragostea și dreptatea sa. O, să știți că Dumnezeu nu se încurcă niciodată, frați și surori. Și lucrurile pe care oamenii nu le pot îmbina și nu le pot potrivi, Dumnezeu știe să le îmbine de minune. Și chiar dacă par contradictorii, aș vrea să vă spun că dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu nu s-au certat niciodată. N-au avut niciodată niciun conflict. Se înțeleg de minune. Și în vreme ce dragostea lui Dumnezeu mântuiește, caută ce e pierdut și mântuiește, dreptatea lui Dumnezeu rostește și ea sentințe acolo unde este rostul și unde este locul ei. I-au atacat neprihănirea, iubirea, dreptatea, apoi autoritatea. Au venit și au spus: să vedem noi dacă îndrăznești tu să te ridici mai presus de Moise.
Și au venit la el și au spus, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu da, ce zici? Acum, știți că Domnul Iisus Hristos s-a dus în templu și s-a așezat pe scaunul lui Moise și a proclamat anul de îndurare. Aparent, Domnul Iisus Hristos a abrogat și a încheiat legea și prorocii și a spus, s-a terminat cu era aceasta, de acum a venit o nouă era, a harului, a îndurării, a milei, a dragostei, a iertării, a salvării. Acum, Moise a fost un om foarte venerat, un lider venerat în istoria lui Israel. Și ceea ce fac cărturarii și fariseii, vin și spun, ia-te la ceartă cu Moise, să vedem care câștigă. Una din marile probleme ale cărturarilor și fariseilor era popularitatea Domnului Iisus Hristos, cum îi deranja și popularitatea lui Ioan Botezătorul. Vă aduc aminte că atunci când s-au dus iarăși la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească și să spună cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și Domnul a spus, auzi, vă răspund dacă îmi răspunde și voi la o întrebare. De unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni? Și ei au rămas încurcați pentru că au spus, dacă vom spune că din cer, atunci Domnul ne va zice, sau învățătorul ne va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom spune vine de la oameni, ne omoară poporul, norodul, pentru că norodul crede că Ioan Botezătorul este un mare proroc. Vă aduc aminte ce spuneau cărturarii și farisei? Vedeți că nu ne ies deloc lucrurile, pentru că învățătorul acesta, Iisus acesta, este foarte popular. Ei erau deranjați de popularitatea Domnului Iisus Hristos și acum aduc unul foarte popular din istoria lui Israel, eliberatorul lui Israel din țara Egiptului, și spun, hai să te măsori cu asta. Deci, e un asalt asupra autorității sale, ca Hristos, ca Mesia. Bineînțeles, este un atac împotriva propovăduirii sale, încearcă să-i discrediteze propovăduirea. Vă menționam mai devreme că Domnul Iisus Hristos mergea peste tot și spunea, pocăiți-vă, mesajul lui era un mesaj al pocăinței. Și o chemare la pocăință și la mântuire, îi chema la mântuire. Acum să vedem omul ăsta care predică peste tot mântuirea, salvarea, iertarea, dragostea. Să vedem acum ce face cu pietrele noastre. Păi înseamnă că dacă va zice, păi trebuie să respectăm legea, ridicați pietrele, toată propovăduirea lui va fi discreditată. Omul ăsta oriunde se va duce să predice, oamenii vor spune, lasă-ne, Domne, cu dragostea și cu bunătatea și cu îndurarea. Ai uitat că ai dat semnalul ca să tabere pietrele pe femeia aia? Încă poate că era în stare pe urmă și să o compătimească. Și bineînțeles, în cele din urmă, pentru că aici era un atac demonic, inspirat demonic, atacul era împotriva divinității sale. Oamenii aceștia s-au prezentat înaintea Domnului Iisus Hristos ca fiind curați, sfinți, neprihăniți, perfecți. Au sfidat faptul că El le citea și gândurile. Și nu este prima dată când Domnul Iisus Hristos îi face de râs, citindu-le gândurile, citind gândurile lui Simon Leprosul în casa lui, acolo unde a fost tămăduit ologul coborât prin acoperiș. Biblia spune că Domnul cunoștea gândurile lor. Și ei s-au prezentat înaintea lui și l-au tratat ca pe un simplu om, care nu știe cu cine are de-a face, care nu știe ce e în inimile lor, care nu știe care sunt gândurile, care sunt vorbele și înțelegerile lor. Nu, ei credeau că s-au prezentat înaintea unui om. I-au sfidat divinitatea. Dragii mei, în seara aceasta aș dori să simplificăm puțin subiectul acesta, pentru că este o temă destul de complexă, problema păcatului, problema reabilitării. Și aș vrea să înțelegem trei principii ale atitudinii pe care Dumnezeu o are față de păcat și de păcătos. Pentru că eu cred că în seara aceasta, fiecare dintre noi, mai bun sau mai puțin bun, sau poate raportat la cum ne considerăm noi fiecare pe noi înșine, consider că fiecare avem nevoie de iertarea Domnului. Consider că fiecare dintre noi avem ceva de mărturisit înaintea Domnului.
Și eu cred că Domnul este plin de bunătate și milă și noi am venit în locul acesta nu pentru ca să-i spunem, să facem și noi ca și farisei și să spunem, am venit în biserică, suntem sfinții. Nu. Am venit în locul acesta să ne smerim și să spunem, Doamne, avem nevoie din nou de mila Ta, de iertarea Ta, de dragostea Ta, de bunătatea Ta. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne sfințești, te rugăm să ne curățești. În primul rând, primul principiu al atitudinii lui Dumnezeu față de păcat și păcătos este că Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu urăște păcatul. Nu putem să alterăm, nu putem să schimbăm nici o iotă din acest principiu. Asta este realitatea. Dumnezeu urăște păcatul. Când ei au adus această femeie și l-au provocat să rostească o sentință în dreptul ei, faptul că Domnul Iisus Hristos a condus lucrurile în așa fel încât să-i mai dea o șansă acestei femei, nu înseamnă absolut deloc că Dumnezeu și-a schimbat punctul de vedere cu privire la păcat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu și că este despărțit de păcătoși. El nu tolerează, nici măcar nu tolerează păcatul. Frați și surori, cuvântul Domnului spune foarte clar că plata păcatului este moartea. Și nu e doar spiritul acela figurativ al cuvântului. Plata păcatului este moartea, că într-o zi oamenii păcătoși vor merge în ea. Nu. Starea noastră de boală și de moarte pe pământul acesta este rezultatul păcatului. Păcatul a adus moartea în lume. Cea mai hidoasă experiență umană în lumea aceasta este moarte. Trăim o viață întreagă războindu-ne în fiecare zi cu moartea. Ți-ai pus vreodată întrebarea când te așezi la masă și mănânci, ce faci? Ai impresia că îți plac sarmalele? Zbune. Prăjiturile? În realitate, de câte ori ne așezăm la masă, ne luptăm cu moartea, fraților. Că dacă nu mâncăm, murim. Fiecare pahar de apă pe care îl bei și te răcorești, te simți bine, este un război împotriva morții. Tot ceea ce facem de dimineață până seara e în direcția aceasta a supraviețuirii, ca să ne păstrăm viața, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest instinct al supraviețuirii. Luptăm cu moartea și nu iubim moartea și nu dorim moartea la nicio vârstă. Și e normal așa. Dar ceea ce a adus moartea, acest mare dușman, cel din urmă dușman care va fi biruit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegem ce spune Scriptura despre moarte. Oh, da, moartea este scumpă atunci când e vorba de neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dar neprihănitul nu stă toată ziua să-și dorească moartea. Avem responsabilități, avem lucruri la care să privim în viitor. Moartea este un dușman. Și moartea a fost adusă în lume prin păcat. Plata păcatului este moartea. V-am spus lucrul acesta de multe ori, este cazul să repet din nou. Când Domnul Iisus Hristos a fost în grădina Ghețimani, ca să vedeți cât de mult a urât Domnul păcatul, să n-avem impresia că el a fost surprins, că el a trăit haotic viața și a zis să vedem la ce să mă mai aștept mâine, să vedem ce se va întâmpla cu mine. Domnul a știut exact de ce a venit. Domnul a venit să-și dea viața pentru noi, pentru păcătoși. A venit să ne mântuiască. Și când s-a dus în grădina Ghețimani și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Să știți că nu s-a referit la biciul roman, nu s-a referit la moartea sa, nici la cuile care urmeau să fie bătute în palme și în picioare. Nu. Nici la sulița care avea să-l străpungă. Domnul Iisus Hristos a văzut în paharul acela păcatele noastre. Mizeria omenirii din toate vremurile. Pentru că Biblia spune că nu numai că Domnul a adus judecata asupra lui din pricina păcatului, ci spune că l-a făcut păcat pentru noi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, ca să poată fi pedepsit în locul nostru, măcar că el era neprihănit, ca să fie o jertfă primită înaintea lui Dumnezeu, dar ca să și poată fi pedepsit, a trebuit să ia asupra lui și să se încarce cu toate păcatele noastre. Când a băut paharul,
a băut nelegiuirea întregii omeniri și odată cu ea și osânda, plata, prețul care trebuia plătit. Acolo în Ghețiman ne arată Mântuitorul cât de mult urăște păcatul. Dumnezeu urăște toate păcatele. Spunea mai devreme că în ziua judecății, Matei 12 cu 36, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Eu am stat de multe ori și am încercat să văd ce se poate încadra în categoria aceasta a cuvintelor nefolositoare. Nu știu, fraților, și dumneavoastră vi se pare că sunt zile când spunem mai multe cuvinte nefolositoare decât folositoare? Ha? Ce ziceți? Vai, Doamne Iisuse, că atâta ne merge gura asta, atâta turuie. Și se întâlnesc câțiva în grup, măi, frate, trec 3-4 ore de parcă zici că uite așa ai dat din degete și s-au dus. Și te întreb, ce au vorbit ăștia? Întreabă-i pe urmă să știi că nu-și mai aduc, nu mai știu nimic. Nu mai știu nimic. Baliverne. Trebuie să mai zic și eu ceva, hai să mai zic și eu ceva. Și el nu zice că e nevoie să zică ceva, dar tocmai să tacă și el să vorbească, zică și eu ceva acolo. Îi introducă și el în conversație. Să rostească și el câteva cuvinte. Frații mei, curg vorbele din gura noastră. Și de fapt nu facem altceva decât să-l adunăm judecată pentru ziua din urmă. Dumnezeu urăște până și vorbele nefolositoare și pe astea le osândește și le judecă. Dară-mi-te faptele de rușine. Acum aici eu aș aduce în discuție și altceva. Pentru că mă întorc puțin la farisei și la cărturari care v-am spus că nu erau foarte interesați de problema spirituală a poporului Israel. Nu asta îi afecta pe ei, nu asta îi interesa pe ei. Dacă i-ar fi interesat, aș vrea să vă întreb și eu, femeia aceasta n-a putut să preacurvească singură. Unde a fost bărbatul ăla? Și auziți ce spune aici? Foarte ciudat. Zice, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Ia citiți dumneavoastră, frați și surori, și o să vedeți că și în Levitic și în Deuteronom Biblia spune să fie omorât cu pietre, să fie numai femeia omorâtă cu pietre, și bărbatul care face păcate de genul ăsta. Să știți că Dumnezeu urăște păcatul în general, nu contează cine îl comite. Nimeni nu are privilegiul de a ierta Dumnezeu sau de a trece Dumnezeu cu privire un păcat numai pentru că e bărbat. Sau numai pentru că este mai în vârstă, că vedeți când au ieșit afară, specific aici Biblia, că au ieșit de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Nu contează vârsta, nu contează dacă ești bărbat sau femeie, nu contează cine ești, nu contează nici măcar ce poziție ai în societate sau în biserică sau oriunde. Dumnezeu urăște păcatul. Punct. Ăsta este primul mare principiu. Spune în Evrei, capitolul 1, versetul 9, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Chiar în versetul 11, la încheierea conversației dintre Domnul Iisus Hristos și această femeie, Domnul o întreabă, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Și spune, nici eu nu te-a osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Acum aici este o confuzie. Ați auzit de multe ori spunându-se că Domnul i-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Nu spune așa cu privire la femeie, ci câteva versete mai devreme, atunci când este vorba de ologul, de slăbănogul de 38 de ani, de la scăldătoarea Betesda. Și asculta și îi spune și acestui om. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Domnul Iisus Hristos întotdeauna vorbește împotriva păcatului și îndeamnă oamenii să nu păcătuiască. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iată, dar mai întâi de toate, Dumnezeu urăște păcatul. În al doilea rând, al doilea principiu, păcatele ascunse vor fi într-o zi descoperite.
Dumnezeu va scoate la iveală tot ce este ascuns. Femeia aceasta a fost prinsă. Se pare că acești cărturari și farisei aveau păcate în viețile lor și nu le știa nimeni. Încă e un lucru bun că au fost mustrați în cugetul lor. Înseamnă că au mai avut conștiință. Că puteau să fie mai departe sfidători, să spună, la pietre. Nu. Au avut un pic de cuget. Și au avut atâta decență și bun simț, măcar când au fost prinși și au fost față în față cu Domnul. Cineva spunea că Domnul scria pe pământ păcatele lor. Nu știu dacă e adevărat, că nu spune Biblia, dar... O, Doamne, când ajungi în prezența lui Dumnezeu, vezi filmul vieții tale. Pentru că în fața luminii, strălucirii neprihănirii sale, nu poți să faci altceva decât să te uiți ca Isaia și să spui, vai de mine, că sunt un om păcătos cu buze necurate în mijlocul unui popor cu buze necurate. În Psalmul 90, versetul 8, cuvântul Domnului spune, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Înaintea lui Dumnezeu suntem descoperiți, viața noastră este o carte deschisă. Apostolul Pavel spunea în capitolul 2 din Romani, în versetul 16, faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Acum vreau să fac o specificație. Descoperirea sau darea pe față, demascarea păcatului ascuns acum. Nu în ziua judecății. Acum. Este o lucrare a Harului Divin. Pentru că problema păcatului din viața ta se va rezolva oricum. Ori acum, ori atunci. Atunci se va rezolva irreversibil și insurmontabil împotriva ta. Acum, problema păcatului din viața ta se poate rezolva în mântuirea ta, în salvarea ta, în eliberarea ta, în ruperea lanțurilor, în faptul că primești o nouă identitate, că ești născut din nou, că ești salvat. Niciun păcat, problema niciunui păcat nu va rămâne nerezolvată. Niciun păcat nu va rămâne în suspans. Ziua judecății va avea grijă de toate păcatele pentru care nu a fost rezolvare, pentru care oamenii nu au avut disponibilitate să rezolve problema lor aici în viața aceasta. Să știți că Dumnezeu cunoaște faptele noastre, fiecare biserici din Apocalipsa spune, știu faptele tale, Dumnezeu știe faptele noastre. Și noi știm faptele noastre. Întrebarea se pune, când vrem să rezolvăm problema păcatelor din viața noastră? Acum? Sau atunci? E alegerea noastră. Și Biblia spune că sunt două feluri de păcate. Păcate care sunt rezolvate acum și păcate care merg la judecat odată cu oamenii. Aici vreau să menționez ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim în primele versete din Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, de la versetul 16, e versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Și acum versetul 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Adică Dumnezeu nu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să rezolve final problema păcatelor prin judecare, osândire, condamnare și iazul de foc. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să salveze omenirea din păcat. Și acum în versetul 18 ascultați ce spune. Oricine crede în El nu este judecat. Este absolvit de judecata de atunci. De ce? Pentru că prin credință îți recunoști păcatele. Botezul în apă reprezintă scufundarea în moartea față de păcat și ridicarea la o viață nouă neprihănită cu Domnul. Și problema păcatului tău este rezolvată. Și atunci continuă și spune, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, farisei, cărturari, orice om din lumea asta, care se află față în față cu Hristos, cu propovăduirea. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Le-a plăcut păcatele mai mult. Și-au preferat să rămână în păcate și să sfideze ziua judecății.
N-ați auzit oameni care spun că se vor descurca ei atunci? Nici românii nu se vor descurca atunci. Ascultați bine ce vă spun, frați și surori. Românul se descurcă oriunde și în orice situație. În ziua judecății nici românii nu se vor descurca. Ne-am descurcat în timpul comuniștilor, ne-am descurcat la cozi, ne-am descurcat printr-o istorie zbuciumată. Dar la ziua judecății nici măcar noi nu ne mai putem descurca. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească, să nu îi se dea pe față faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. O viață transparentă înseamnă să trăiești în public sau privat, fără niciun fel de motiv de a te ascunde. Înseamnă până acolo încât să nu-ți fie frică că pun ăștia camerele de luat vederi pe noi și ne văd ce facem 24 de ore. Până acolo trebuie să meargă neprihănirea pocăitului. Nu că-s de acord cu chestia asta. Dacă chiar așa se va face, noi ar trebui să fim cei mai liniștiți oameni. Că n-au cu ce să ne prindă decât că ne rugăm, cântăm, venim la biserică, vorbim frumos unii cu alții, nu înjurăm, nu vorbim ce nu trebuie, nu? Păi dar și așa umblăm cu o cameră de luat vederi pe capul nostru, fraților, al lui Dumnezeu. Și stau și mă întreb, dacă nu ne e frică și rușine de Dumnezeu, de oameni nici atât. Dumnezeu dă pe față păcatele ascunse și oferă, repet, descoperirea păcatului ascuns acum este o lucrare a Harului Divin. Mărturisirea păcatelor, în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Ce înseamnă mărturisirea păcatelor? Acceptarea ocării și rușinii păcatului. Atunci când te duci și te mărturisești, te rușinezi în fața aproapelui tău. Când te duci la cineva și spui, am păcătuit, am făcut lucruri cu tare, îți dai singur o palmă. Accepți rușinea și ocarea păcatului. Asta înseamnă mărturisirea păcatului. Dai de gol păcatul, urăști și tu păcatul din viața ta cum îl urăște Dumnezeu. Și te rușinezi și te ocărăști pe tine însuți pentru păcatul acela. Pui asupra ta oprobiul păcatului pe care l-ai săvârșit. Și prin asta dovedești regretul și amărăciunea pe care a provocat-o în sufletul tău acel păcat. Așa după cum a pus amărăciune în cupa răstignirii Domnului Iisus Hristos. Înseamnă acceptarea supravegherii și chiar disciplinării spirituale. Înseamnă că atunci când vii și îți mărturisești păcatul, dai cuiva autoritate să te supravegheze. Pentru că e foarte clar că viața ta privată a fost o viață în care ai putut acumula păcatul uitându-te doar în stânga și în dreapta. Ei, acum îi dai voie altuia să se uite după tine și să vegheze asupra ta. Biblia spune, vegheați unii asupra altora. În vederea neprihănirii, a faptelor bune, a eliminării păcatului din viața noastră. Și înseamnă acceptarea iertării divine și chiar comunitare. Vreau doar să fac o specificație aici. Scopul mărturisirii păcatelor este părăsirea păcatului și reabilitarea spirituală. Să nu facem o confuzie între reabilitarea în ce privește mântuirea și slujirea. Sunt păcate grave pe care oamenii le comit și datorită acelor păcate nu se mai califică niciodată să slujească într-o anumită capacitate în biserică. Să fie foarte clar lucrul acesta. Când vorbim de reabilitare, și trebuie să o facem cu dreptatea lui Dumnezeu și cu simț de responsabilitate. În vederea mântuirii, oricine. Dar după ce câinele a mâncat o oaie, nu-l mai lași la stână să păzească oi. A terminat. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu descoperă păcatul. În al treilea rând, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. În Ezechiel, în capitolul 18, de la versetul 21, spune Biblia așa, dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, i se vor uita.
El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Asta este dorința lui Dumnezeu în seara aceasta pentru fiecare dintre noi. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului tot în Ezechiel, în capitolul 33, de la versetul 10. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Spune dar fiul omului casei lui Israel, voi cu ce, cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Dragii mei, în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi și ne spune, Dumnezeu urăște păcatul din viața noastră. Într-o zi, problema păcatului din viața noastră va fi rezolvată, ori aici și acum, ori atunci și pentru totdeauna. Dacă nu aici, atunci. Și fără cale de întoarcere, acum ne spune să ne întoarcem. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult încât, ca și femeia acestea. Și cineva va spune, nu e vorba despre mine, eu nu. Dragii mei, cine a plecat iertat din prezența Domnului Iisus Hristos? Cărturarii și farisei, cu pietrele în buzunar, sau femeia aceasta? Veți spune, depinde cum a trăit de atunci încolo. E adevărat. Dar tot așa de mult depinde cum trăim și noi. După ce Domnul s-a întins pe lemnul crucii în locul nostru, după ce Domnul ne-a mântuit, după ce Domnul ne-a iertat, după ce am fost născuți din nou și așezați pe calea mântuirii, în seara aceasta există o judecată în locul acesta. Și judecata aceasta o putem rosti noi împotriva păcatelor din viața noastră, cerându-ne iertare, mărturisindu-ne, suspinând cu durere, suferind pentru păcatele din viața noastră, simțind amărăciunea calvarului pentru lucrurile rele pe care le-am săvârșit. Sau putem să amânăm această problemă până într-o zi în ziua judecății, când cuvântul va fi final și sentința va fi definitivă. Eu aș vrea ca în seara aceasta să ne pocăim. Aș vrea în seara aceasta să ne mărturisim. Avem ocazia aceasta. Vă rog să ne înălțăm glasurile și să venim într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului.